Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 27 aprilie 2023. Cum să îmbătrânești frumos? Zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Isaia 65, versetul 22. În 1968, un om de știință a descoperit un colier vechi de 600 de ani într-un mormânt din America. Era făcut din semințe înșirate una lângă alta. Omul de știință a plantat una dintre semințe și, ghiciți ce s-a întâmplat, a încolțit și a răsărit. Deși sămânța a fost latentă timp de 600 de ani, ea purta încă potențial de viață în ea. Ce vreau să spun cu asta? Poate ești creștin de ani de zile și din punct de vedere spiritual ai fost în stare latentă în tot acest timp. Însă acum ți-ar plăcea să fii productiv. Dorești să aduci rod. Vestea bună este că nu e prea târziu. Poți începe chiar acum. Cel fără prihană înverzește ca finicul. Citim în Psalmul 92, de la versetul 12. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept, El stânca mea în care nu este nelegiuire. Am încheiat citatul. Știai că finicul produce cele mai multe fructe în ultimii săi ani de viață? Acesta poate fi și destinul tău. Zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Aceste cuvinte ale Domnului din Isaia vor să-ți spună că nu trebuie să iei în seamă monturile, ochelarii bifocali, chelia, ba chiar ar trebui să le ignori, pentru că ultimul anotimp al vieții tale poate fi unul dintre cele mai importante. Poate îți va lua mai mult să faci ceea ce făceai, dar alimentat de înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu și de anii în care ai umblat cu El, tu poți în continuare să-L faci cunoscut pe Dumnezeu în această lume.